Pachete de țigări în valoare de 10.000 de euro au fost găsite joi dimineață de polițiștii de frontieră suceveni în localitatea Bilca. Cel mai probabil, coletele urmau să fie ridicate de proprietari, însă polițiștii le-au găsit în apropierea frontierei cu Ucraina. În urma inventarierii realizate la sediul Poliției Rutiere Suceava, au fost constatate 4.495 de pachete de țigări de origine ucrainiană de diferite mărci. Marfa în valoare de peste 50.000 de lei a fost confiscată, iar polițiștii se află în căutarea celor implicați.